Hei, prieteni, e 4 fără un sfert și astăzi începem să citim o carte la care mi-am propus să ajung de câțiva ani de zile. Practic, am făcut o chestie absolut ridicolă în toți anii ăștia, de care mi-e foarte rușine și azi vreau să zic stop. Pun piciorul în prag pentru că nu se mai poate. Am amânat momentul ăsta timp de cel puțin 2 ani și, sincer, de atâtea ori am planificat sau chiar am început să filmez vlogul în care citesc cartea asta, Istoria secretă de Donna Tartt, încât aproape că am început să mă gândesc cu groază la ea. Ce mi se pare ciudat e că n-am auzit nicio părere negativă în legătură cu cartea asta, fiind vorba de Istoria secretă de Donna Tartt. Istoria secretă de Donna Tartt trebuie citită. Deci avem pe de-o parte The Secret History de Donna Tartt, pe care v-am promis că o să o citesc într-un reading vlog. Cumva am în minte un concept și niște imagini destul de specifice pentru romanul ăsta. Azi vreau să ies din spirala asta pentru că simt că vorbim despre o carte foarte bună și Donna Tartt i-a luat 8 ani să o scrie, deci parcă nu mai pare așa de mult când mă gândesc că mie mi-a luat 2 ani să o citesc. Înainte să începem, cred că ne trebuie puțin context, pentru că cartea asta a devenit bestseller instant și Donna Tartt a publicat-o în 1992, dar ce e și mai interesant e felul în care a redevenit populară în ultimii ani, în mare parte datorită TikTok-ului. Sigur ai auzit deja de Dark Academia, pentru că apogeul esteticii ăsteia a fost cândva prin 2021 și țin minte că în timpul pandemiei de COVID devenise aproape un fel de refugiu, un loc de întâlnire foarte romantic pentru tineri pe social media în vremea izolării sociale. Dacă totuși nu știi ce e Dark Academia, vorbim despre o subcultură aproape, un fel de estetică care presupune o foarte mare pasiune pentru învățare și pentru lectură, ceea ce e minunat. Așa o fascinație pentru finalul secolului XIX, începutul secolului XX, arhitectura gotică, haine sumbre ca de uniformă, școli elitiste, mai ales din Marea Britanie și aici Oxbridge e exemplu perfect. Și pentru că toate școlile au fost închise la un moment dat în pandemie, nu-i greu deloc să vezi de ce a prins așa de bine trendul ăsta atunci. Și sunt mai multe probleme ale esteticii ăsteia care au fost discutate și răzdiscutate deja aici pe net, dar printre ele ar fi faptul că poate să fie o chestie foarte superficială, adică poate îți place mult ideea de lectură sau ideea de secol XIX, dar de fapt nu-ți place să citești neapărat, poate te interesează mai mult statutul ăla pe care ți-l conferă cartea ca obiect sau poate te gândești la secolul XIX în niște termeni foarte idilici și poate nu te interesează decât o versiune idealizată a istoriei pe care ți-ai format-o în capul tău bazat pe niște stereotipuri. Și mai poate să pară o estetică foarte exclusivistă pentru că are în centru fix o variantă a culturii vestice europene, deci poate să nu pară așa de diversă, dar cred că tocmai prin TikTok și prin alte rețele sociale curentul ăsta de Dark Academia s-a transformat în timp și cumva tocmai că nu mai reproduce aceleași mecanisme de excludere pe care le știm așa de bine, specifice perioadei asupra căreia se concentrează curentul ăsta de fapt. Deci nu știu, pentru mine Dark Academia e un curent care ne motivează în primul rând să ne apropiem de arta și de cărțile alea mari care ne intimidează în mod normal, dar poate și să ne uităm dincolo de ce considerăm acum canonic și să ne gândim cum am putea să adaptăm în arta și în literatura de azi elementele alea care ne plac așa de mult în operele clasice. Înapoi la Istoria secretă. Ok, și de ce a ajuns cartea asta să fie asociată așa de clar cu conceptul de Dark Academia? Pentru poveste, pentru atmosferă, pentru toate referințele culturale, pentru că povestea pe care o spune e cea a unui grup de prieteni care studiază împreună la un colegiu de elită în Statele Unite prin anii 80. Deci e ce am numit un roman academic sau un campus novel, adică un roman cu personaje studenți, eventual cu acțiunea plasată chiar în campusul unei universități. Și încă de pe prima pagină, din prolog, aflăm că unul dintre studenții din acest grup a fost găsit mort undeva în munți. Nu, a fost omorât undeva în munți și cam așa se deschide cartea. Pe munte se topea zăpada, iar Bunny era mort deja de câteva săptămâni și abia atunci am început să înțelegem gravitatea situației în care ne aflam. N-am avut intenția să ascundem cadavrul, așa încât să nu mai poată fi găsit. De fapt, nici nu l-am ascuns deloc, ci pur și simplu l-am lăsat acolo unde a căzut, cu speranța ca un trecător ghinionist să se împiedice de el înainte chiar de a-i se fi observat dispariția. Deci știm încă din prolog că acești prieteni ajung la un moment dat să se omoare între ei, practic. Vorbim despre un grup de prieteni în care toți studiază literatura clasică și greaca veche, de unde și elementul Dark Academia, pe lângă toate celelalte elemente gotice. Și despre crimă aflăm de la un tip intrat relativ recent în grup, care e și naratorul romanului. Și dacă citim mai departe, urmează să aflăm tot contextul crimei și sper că ajungem să-i cunoaștem mai bine pe fiecare dintre membrii grupului ăstuia super excentric. Deci da, m-am așteptat foarte mult timp să vorbim despre cartea asta și practic nu mai pot de entuziasm. Și la fel de entuziasm
sunt să vă spun că linkul din descriere conține o ofertă specială la abonamentul Surfshark, cărora le mulțumesc că sunt alături de noi și pentru că sponsorizează partea asta din clip. Dacă nu știi, Surfshark e o rețea virtuală privată care se extinde peste una publică și, pe scurt, îți ascunde identitatea pe net. Asta înseamnă că un VPN îți protejează datele când te conectezi la rețele publice și, dacă ești într-o țară care blochează anumite site-uri, poți să eviți situația asta cu Surfshark, pentru că e ca și cum te conecta la Wi-Fi din ce țară vrei tu. Plus că se oferă funcții gen Adblock, care blochează toate reclamele alea enervante care ți sar în față fix când intri pe site-uri și, din păcate, noi avem multe site-uri de genul ăsta. Sau dacă îți faci un upgrade la abonament, poți să folosești și antivirusul Surfshark, plus o chestie pe care n-am mai auzit-o nicăieri, ar fi generatorul lor de ID-uri și adrese de mail de unică folosință, pe care să le folosești dacă vrei să te înscrii pe un site, dar n-ai chef de spam pe adresa ta normală. Poți să folosești abonamentul Surfshark pe oricâte dispozitive și dacă intri pe linkul din descriere, primești o ofertă specială plus 3 luni gratuite din abonament. Plus că ai 30 de zile să încerci abonamentul și dacă nu-ți place, primești toți banii înapoi. Mulțumim Surfshark și hai să vedem ce facem cu toate așteptările pe care mi le-am creat, poate într-un mod un pic nesănătos, de la Donatart. Există oare așa numitul defect fatal? Vreau să spun, fisura aceea vizibilă, întunecată, care străbate chiar mijlocul unei vieți. Există el oare în afara literaturii? Acum cred că da și cred că defectul meu fatal este următorul. O tânjire morbidă după ceva picaresc cu orice preț. De ce ne nebunește atât de mult vocea aia îndărătnică din capul nostru? Nu este oare durerea cea care ne face conștienți de sine? Este cumplit să afli, copil fiind, că omul este o ființă separată de restul lumii, că nimeni și nimic nu suferă împreună cu tine când ți-ai ars limba sau ți-ai julit genunchii, că durerea psihică și cea fizică aparțin în întregime fiecăruia dintre noi. Nu este oare și mai îngrozitor ca, pe măsură ce îmbătrânim, să aflăm că nicio persoană, indiferent cât de dragă ne este, nu poate cu adevărat să ne înțelege? Leagă. Sinele nostru ne face și mai nefericiți și de aceea suntem atât de nerăbdători să-l pierdem. Nu credeți? Sper să nu-mi pierd vocea zilele următoare. În primul rând am găsit un audiobook gratis de la Istoria Secretă, citit chiar de Donatart pe YouTube și vreau să dau play un pic ca să auziți care e vocea lui Bunny sau cel puțin cum și-o imaginează chiar autoarea. Why don't you buy yourself some Berlitz records and brush up on your French? Find a little can-can girl or something. Voulez-vous coucher avec moi and all that? Recomand, e superbă cartea audio și presim că o să mă mai ajute când fac treburi prin casă sau când merg pe bicicletă spre școală. Și legătură cu cartea asta, mai de mult citisem primele 70 de pagini sau ceva de genul și acum a trebuit să le recitesc. Ce mi se pare interesant e că știam încă de dinainte să pun mâna pe cartea asta că citim despre studenți elitiști și despre un mod de educație total desprins de lumea reală, așa cum înțelegem noi, sau cel puțin lumea în prezent. Dar nu știam că treaba asta ar fi privită critic în carte și nu știam că naratorul nostru e o persoană absolut normală și străină de universul ăsta al oamenilor care își permit să studieze despre civilizații antice, să se gândească doar la scris și la literatură, fără să își pună măcar problema că n-au ce să mănânce seara asta. Și foarte important, oameni care îi privesc de sus pe toți cei care au altfel de preocupări. Despre el ni se spune că la un moment dat studiază greaca veche la un colegiu din orașul lui natal, dar nu datorită unei pasiuni pentru limbi străine, ci pentru că îmi completam studiile premedicale. Și ne spune mai departe, vedeți, banii reprezentau singura cale de îmbunătățire a destinului meu, iar doctorii fac o mulțime de bani. Quod erat demonstrandum. Deci naratorul nostru e parcă singurul care face parte din lumea reală, lumea așa cum o știm noi, lumea în care ai nevoie de bani să trăiești și în care urmezi o facultate ca să îți iei un job după. Și de ce nu m-am gândit că fix asta explorează romanul, adică diferențele de clasă și cât de periculos e să te izolezi de fenomenele din jurul tău în numele artei. Nu m-am gândit pentru că parcă prin TikTok romanul a devenit în sine un sinonim pentru obsesia, pentru frumos și estetic cu orice preț, decadență și așa mai departe. Plus că e și scris într-un stil foarte ornat, care cumva funcționează prea bine cu contextul. M-a surprins cât de ușor au reușit ei să mă integreze în existența lor ciclică de tip bizantin. Erau atât de obișnuiți unii cu alții, încât cred că m-au acceptat ca pe un val de aer proaspăt. Totuși, până și cele mai banale dintre deprinderile mele îi contrariau. Atașamentul meu față de romanele polițiste, frenezia mea cronică de a merge la cinema, utilizarea lamelor de unică folosință cumpărate de la supermarket, până și faptul că citeam ziarele și mă uitam la televizor la știri din când în când. Deși voiam să zic, de fapt, cred e că până acum mă surprinde plăcut.
și la cât am mistificat-o, sincer, nu credeam că ar mai fi loc de surprize. Și aproape zici că aș fi citit deja cartea asta doar pentru că am văzut-o de atâtea ori pe net, ceea ce evident nu e adevărat și da, sunt atâtea de aflat încă. Și un pic off topic, doar vreau să zic că unul dintre motivele pentru care am vrut să mă apuc acum de cartea asta e că tocmai urmează unele dintre cele mai aglomerate săptămâni din ultima perioadă. Poate un pic contraintuitiv pentru că avem totuși o carte de 600 de pagini, dar da, se întâmplă multe, inclusiv faptul că predau primele seminare unor studenți de anul 3 de la licență care studiază literatura și e minunat. Merge foarte bine cu cartea, doar că eu le predau o chestie așa de îndepărtată de orice studiază oamenii ăștia aici, pentru că vorbim tocmai despre lumea reală și despre instituții literare și încercăm să-i scoatem un pic din rutina aia de student la litere care citește un text, scrie un eseu în care disecă textul după propria interpretare sau folosind anumite teorii și cam acolo se termină. În fine, deci cred că aveam nevoie să-mi romantizez un pic viața, la fel ca personajele din cartea asta, ca să mă stresez mai puțin și, în al doilea rând, cartea se deschide cu începerea facultății pentru Richard și pentru ceilalți studenți. Deci avem romanul perfect back to school și care să ajute cu destresarea. A urmat o săptămână solitară și suprarealistă. Copacii își schimbau coloritul frunzelor, ploua destul de mult și se întuneca de vreme. Cred că de fapt eram puțin deprimat odată ce noutatea se erodase. În definitiv, mă aflam într-un loc absolut străin, un ținut diferit, cu obiceiuri și oameni diferiți, cu o vreme ce suferea schimbări imprevizibile. Am crezut la un moment dat că eram bolnav, deși nu cred că am fost propriu-zis bolnav vreo clipă, doar că mi-era frig tot timpul și nu puteam să dorm mai mult de o oră, două pe noapte. O chestie importantă legată de carte e că totul se întâmplă foarte lent, cu multe detalii și descrieri scrise mai degrabă într-un stil maximalist, ceea ce înseamnă că s-ar face o miniserie extraordinară după cartea asta, dar mai înseamnă și că dacă nu prea ai răbdare cu cărțile pe care le citești, romanul ăsta o să-ți cam dea peste nas. Și din nou, e super interesant că a prins pe TikTok din toate platformele. Totuși, eu până acum nu simt că aș vrea să se miște mai repede lucrurile, nu simt neapărat că ar fi ceva în plus, deocamdată, și cred că nu vreau să se miște mai repede pentru că știm deja încotro ne îndreptăm, adică ne se zice de la început de omor și după aia încet încet doar cunoaștem personajele și o să încerc să dau câteva detalii despre personajele noastre plus câteva updates fără să dau prea multe detalii pentru că la final vom avea o discuție mare despre carte cu spoilere și până atunci vom vorbi așa în linii mari despre ce se întâmplă efectiv. Avem pe Richard, protagonistul nostru și naratorul cărții, care, cum v-am zis, crește într-un mediu relativ sărac și atunci trebuie să mintă foarte mult ca să se integreze, dar se pricepe la traduceri din greacă veche mai bine decât ceilalți și într-un mod chiar intuitiv. Clasic, băiatul genial venit din Mahala. Julian e profesorul care le predă literatura grecilor antici prietenilor noștri și e un tip super selectiv, deci nu doar că e singurul profesor de greacă din toată universitatea și nu doar că nu acceptă pe oricine, dar și celor pe care îi acceptă le pretinde să renunțe la aproape orice altă obligație și practic e întruchiparea turnului de fildeș sau ceva de genul și cam tot ce se întâmplă tragic în cartea asta se întâmplă pentru că grupul ăsta taie orice legătură cu lumea de afară, de fapt. Tot în grupul de prieteni îl avem pe Henry, care e un fel de lider al grupului, e un tip super intimidant și extrem de bogat. E probabil cel mai intrigant personaj din grup pentru că e cel pe care naratorul nostru îl consideră ca un fel de zeu și Henry îl consideră un zeu la rândul lui pe Julian, profesorul lor. Bunny e prietenul despre care aflăm încă de la începutul cărții că a fost omorât și inițial credeam că e doar un tip insuportabil, dar apoi am ascultat vocea prin Donatart și mi se pare că îl privesc cu mai multă simpatie acum. Din multe puncte de vedere, pare așa un fel de outsider în grup, pentru că nu are aura aia de mister și inteligență pe care au toți ceilalți. Camila și Charles sunt apoi singurii gemeni din toată universitatea și simt că nu aflăm despre ei foarte multe, decât că sunt orfani și despre Camila citim în continuu cât de frumoasă și strălucitoare e pentru că o privim prin perspectiva lui Richard, care e cam îndrăgostit de ea, poate și pentru că e singura fată din grup. Și mai avem pe Francis, un tip gay și mult mai echilibrat emoțional decât ceilalți, am impresia, pentru că majoritatea oamenilor din grupul ăsta de prieteni tind să se refugieze în droguri și în alcool când dau de greutăți, pe când Francis parcă o ia un pic mai moale. Sunt într-un punct în care lucrurile încep să devină destul de dubioase în interiorul grupului, pentru că avem multe adevăruri spuse pe jumate și încă încerc să-mi dau seama dacă urmează să mă șocheze acțiunea cumva sau nu neapărat.
Limba greacă, acea limbă inocentă când vine vorba de calambururi și întorsături de frază. O limbă obsedată de acțiune și de bucuria de a vedea acțiunea multiplicându-se din acțiune, acțiune care mărșăluiește necontenit. Într-un anumit sens, acesta era motivul pentru care mă simțeam atât de apropiat de grupul de la greacă. Și ei cunoșteau frumusețea și tortura acelui peisaj mort de secole. Și ei avuseseră experiența de a ridica privirea din carte și de a se uita în jur cu ochii secolului al V-lea, moment în care lumea li se păruse un loc tulburător de inert și înstrăinat. Bună ziua, este mult mai puțin intimidant și mai simpatic să predai decât mă așteptam. Este Ruxandra Victorioasă, care a trecut cu bine prin mai mult de jumate din săptămânile alea grele despre care vă povesteam la început și mă pregătesc să ies la o plimbare, să-mi oxigenez creierul și să mai citesc Istoria Secretă, pentru că altfel simt că s-ar putea să explodeze ceva aici. Apropo, am uitat să vă zic că mi-am decorat și camera ca să se potrivească cu atmosfera din carte. Mă rog, mai lipsea niște sânge împroșcat aici pe pereți, dar... se rezolvă. Și despre carte voiam să vă zic faptul că îmi place foarte mult cum nu se oprește la detaliile crimei. Adică am trecut un pic de jumatea cărții și am aflat deja care-i faza cu omorul, dar avem în continuare tensiune, explorăm psihologia personajelor și aici se vede clar că pe Donna Tartt au inspirat autor ca Dostoevski, dar dacă tot vorbim de influențe, se vede și influența lui Charles Dickens, mai ales stilistic, sau lui Fitzgerald, dacă ne gândim la naratorul care nu-i chiar din lumea aia, din lumea pe care o prezintă, ci e un tip venit din afară și de fapt cred că de asta povestea funcționează așa de bine. Și tot legat de influențe, citesc Donna Tartt și parcă văd pe măsură ce avansez cu fiecare dintre personaje se tot distanțează de imaginea aia idilică pe care o avem la început, sau cel puțin pe care o are Richard, naratorul nostru, despre ele. Pentru că vedem cum fiecare din personajele astea navighează prin studenție și cum se luptă cu diverse probleme, gen dependențe de substanțe sau probleme în familie sau remușcări, și pe măsură ce citești, parcă povestea fiecărui personaj devine tot mai nuanțată și cumva nu pot să nu mă gândesc la O viață măruntă de Hanaya Nagihara, care... ce să vezi, e o altă carte care a prins extrem de bine pe TikTok și care i-am dedicat și eu un vlog mai de mult. Și n-au seama că sunt două chestii mari care au făcut Istoria Secretă să redevină populară între tineri. În primul rând, toată dimensiunea romantică despre care am vorbit deja și elementul ăla de distanțare completă de societate. Dar în al doilea rând, cred că și descrierea super amănunțită a dinamicilor de grup după crimă despre care aflăm la începutul cărții. Și mi se pare fain că, deși ea zice că crima stă în centrul romanului, de fapt povestea nu se oprește acolo deloc. N-a văzut-o venind. Nici n-a înțeles măcar, n-a fost timp. S-a balansat de parcă ar fi fost pe marginea unui bazin de not, un iodel comic cu brațele răsucindu-se ca o moară. Apoi, coșmarul cu prăbușirea. Un om care nici nu știa că pe lume există ceva pe nume moarte. Un om căruia nu i-a venit să creadă nici când a văzut-o, care n-a visat niciodată că avea să vină la el. Fâlfâit de ciori, gândăcei strălucitori care se târau la baza firelor de iarbă, un petic de cer înghețat într-o retină înorată, reflectat într-o băltoacă pe pământ. Iuhu, ființa și neantul. Okay, am terminat Istoria Secretă acum câteva zile și verdictul meu final ar fi că, în primul rând, am citit un roman superb din foarte multe puncte de vedere. Donna Tartt e o scriitoare excelentă, tematic, mi-a plăcut și tonul critic, poate și pentru că și eu mă gândesc de multe ori la cât de izolată poate să fie lumea literară, mai ales în zona asta de cercetare. Și o chestie la care mă gândesc de când am intrat la master, pentru că și eu studiez literatură comparată și e un privilegiu enorm. Și mereu mă macină gândul ăsta, cum pot, ca prin proiectele mele, să fac o schimbare reală în loc să scriu niște chestii pe care să le citească alți 5 oameni. Scuze, cred că e un pic prea specific, v-am zis că e o săptămână complicată la mine și tocmai scriu o aplicație, deci... În fine, mi-a plăcut treaba asta, chiar dacă nu cred că Donna Tartt se distanțează vreodată pe bune de personajele astea, studioase și care se refugiază în bula lor, pentru că și ea, la fel ca mine și ca alți cititori, se lasă totuși cucerită de ideile alea romantice și le cultivă mai departe, practic. Deci cumva poate faptul că atâția oameni de pe TikTok citesc cartea asta și idealizează modul de viață prezentat cumva critic în carte și faptul că mulți cititori fac din Donna Tartt o figură de asta de neatins, cumva mi se pare un pic ironic, dar clar văd de unde vine și cred că aici sunt foarte multe nuanțe. Pare extraordinar faptul că a prins așa de bine pe TikTok, pentru că se diferențiază clar de
lecturile ușoare pe care tindem să le vedem acolo. Nu că aș avea o problemă cu lecturile de genul, cărțile de luat la plajă, romance-uri, whatever, doar mi se pare interesant contrastul. Apropo, și istoria secretă a istoriei secrete e destul de interesantă pentru că are destul de multe elemente autobiografice, mai ales în cadru. Și mai mulți cititori au observat faptul că lumea asta de aici seamănă destul de bine cu cea a universității la care a studiat și Donna Tartt, adică Bennington College, care la vremea respectivă era cea mai scumpă universitate din Statele Unite, aparent. Și legătura asta se poate face destul de ușor pentru că romanul e dedicat unui coleg de-al ei de facultate care e Bret Easton Hales și autorul American Psycho, și Julian, profesorul nostru dubios și foarte selectiv, ar semăna cu profesorul care preda greacă la Bennington, și Donna Tartt a studiat la facultate, la fel ca prietenii noștri, literatură clasică. Ma, chestiile astea nu afectează prea tare lectura cărții, dar sunt doar așa niște fun facts. Eu m-am tot întrebat zilele astea dacă nu cumva sunt un pic dezamăgită având în vedere ce așteptări aveam și ce mai știam despre Donna Tartt, și o să zic că n-am înțeles neapărat de ce așa de lungă, și din punctul ăsta o să vorbesc despre detalii care se întâmplă în carte, deci dacă nu vreți să auziți spoilerele, eventual reveniți la clipul ăsta altă dată. Deci v-am zis că mi-a plăcut să citesc despre ce se întâmplă după crimă, dar cea mai interesantă parte din carte tot mi se pare prima jumătate, pentru că apoi parcă avem un roman cu totul diferit, în care, nu știu, se consumă foarte mult alcool, foarte multe droguri, dar de data asta cu alte scopuri decât în prima jumătate, și pur și simplu asistăm la degenerarea unor oameni tineri din cauza mediului în care trăiesc împreună la facultate și din cauza vinei. De altă parte, pot să-mi spun că poate fix asta e miza cărții, dar în cazul ăsta, nu știu, mi s-a părut pur și simplu că prima jumătate promite mult mai mult și spre final se cam dezumflă. Ce e foarte fain totuși e faptul că tot romanul poate fi citit ca un fel de tragedie greacă, și aici se vede că au influențat-o pe Donna Tartt lecturile din facultate, pentru că, la fel ca într-o tragedie greacă, știi exact ce te așteaptă încă de la început, dar misterul constă în felul în care se întâmplă lucrurile. Mi-a plăcut faptul că omorul lui Bunny le e cumva predestinat aproape din cauza celuilalt omor pe care îl comit din greșeală în timp ce încearcă să recreeze o bacanală, adică o petrecere ca un fel de orgie, o petrecere cu excese, care în cazul lor se soldează cu moartea unui fermier, așa că Bunny trebuie omorât pentru că, deși nu fusese acolo la locul crimei, află ulterior prea multe despre omor și devine prea periculos. Și na, ca în orice tragedie, de unde aveam la început niște tine care se credeau efectiv niște zei, până la final, pentru că devine prea greu să se împace cu vinovăția care vine după crimele astea. Toată lumea e ori moartă, ca Henry, ori distrusă din cauza tot felul de substanțe, ori e pur și simplu schimbată dintr-un fel sau altul, și da, cred că toată pretențiozitatea asta cărții te duce cumva în direcția asta în care citești toată cartea ca pe tragedie greacă. Ce să mai zic, prieteni, mi-a plăcut, a fost un pic mai pretențioasă decât mă așteptam, dar chiar n-a dezamăgit și cred că își merită popularitatea, clar, și de-abia aștept să citesc romanele mai recente ale Donnei Tartt, și de asemenea nu vine să cred că a început să se gândească la romanul ăsta încă de când avea 19 ani. 19 ani! Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la vlogul ăsta, prieteni, și că ați răbdat un timp prea lung pentru acest reading vlog, dar pot să zic că am luat timpul ăsta ca să adun materiale de la Oxford, de la Manchester, din Utrecht și din alte orașe din Olanda pe care le-ați văzut de-a lungul reading vlogului. Toate imaginile sunt filmate de mine și chiar multe dintre ele în mod explicit ca să fie prezente în vlogul ăsta de lectură. Nu uitați că ne vedem un pic mai des pe Instagram și pe TikTok, tot la 4fără15, unde postez conținut mai scurt. De asemenea, vă aștept la Clubul de Carte Conversații cu Prietene, pe care îl organizez împreună cu Caterina Stanislav și despre care mereu anunț din nou pe pagina mea de Instagram și pe TikTok. O să fac foarte curând și o postare aici pe YouTube Community, pentru că e vorba de niște postări live, niște streamuri, și ca întotdeauna, până data viitoare, eu vă urez spor la citit. Pa! Și înainte să plec de tot, vă mai amintesc doar că prin linkul din descriere aveți acces la ofertă specială la abonamentul SurfShark și 3 luni din abonament gratuite.